11. Kish. Kish Daniel de la 7 până la 8. Dan Stelian. Du-te, Felix. A, Felix. Ar fi culmea să fie 24 sau 24. Trage, mă, cât vrei acolo. Cât vrei, Dan. Pește mare să fie. Cât vrei, mă. Pește. Ce o fi numai pește să fie pe? 13. Țar. 11. No, dragi pescari, standul pe care o să pescuim tura asta pe Balta Dolipesco este numărul 13. Ăsta a fost tras din urnă. Sperăm să fie cu noroc, chiar dacă numărul zice altceva. Vedem, sperăm să prindem pește și o să vă țin la curent.
0, da? O să te filmez de la distanță că stau în soare. Dane, dacă e sub 20 poți să rup firul. De unde vrei să știu de cât? Nu simți? Ale mele TX5-ul îți zice cam cât are. TX5-ul zice, nu are pe ea direct cântare. Păi da. Nu contează, ideea e să aibă sub 9. Auzi, Sergiu își dorește să avem noroc să fie mare. Doamne ajută. Să fie de 19, zice Sergiu. Da. Mare, dar sub 9. Salutare, prieteni pescari! În continuare suntem pe lacul Dorifesco, Balta 4. Mai avem aproximativ 12 ore de concurs. Avem ceva pești prinși care ne clasează pe locul 2 general în acest moment. Dar o să vedem până mâine dimineață cum decurg lucrurile și ce se va schimba în clasament. S-au dat câteva extra astăzi, pe timpul zilei, în special pe apă mică, pe celălalt capăt al bălții. Dar sperăm că la noapte ne va intra și nouă ceva,
mai mare, ca să ne menținem, să ne menținem în clasament pe podium. Sper să fie tot ok și să terminăm cu bine. Nu am apucat să filmez drill-uri sau run-uri sau trăsături sau chestii de genul, dar o să încerc să mai filmez de acum. Ne-am pregătit pentru ultima noapte, am nădit bine, am dat cu spombul, cred că aproximativ 10-12 kg de amestec de porumb, semințe, și aproximativ 5 kg de boilersuri de 24 tari, doar boilersuri tari. Încercăm să atragem peștele mare. Avem și aici, bineînțeles, un pește care vrea să dezerteze la sac și acolo un lazling, un mai mărișor lazling. Așteptăm cântarul să vedem dacă schimbăm ceva din cei mai mici ai noștri de pe foaie. O să vă țin la curent. Toate cele bune! E mare? Mamă, și n-ar fi cu ăla cu capetare. Da. Pe urmă, când o să vrei să faci cu totul, stai cam rău. Pe cel mai mic e 9 și 10. Da, mai am 3 mai mare. Da, adu-i pe aia mic. Cel mai bun spray pentru piața traiului. Oficial, că nu e, n-a fost extra, știi? Nu, dar i-au făcut poze, că era prin desen. Am zis că fost ce de asta și nu răspundea la comenzi. Săragii. De unde luați ăla? Dacă lăsăm și face, se închide. Cât are? 25 de grame a slăbit. N-a slăbit? 14.925. Deci ăsta cred că avea peste 15.
Zi-mă. Așa. E posibil să rămână cu asta. Nu, nu, tăi drumul, că el l-alt. Dă-i drumul, că-l mai rău. L-am păzat. Pe 12. Hop. Picture, picture. Facem amândoi felici? Am fost. Coadă ruptare. Uite-l la. Mare? Nici nu vrea să zic. Nu, lasă-l ușor, nu-l forța. Mă, uite, n-am auzit. Cum să n-auzi? Salutare, pescari. Ne pregătim de noapte. Tocmai ce avem un drill. Și peste tot în spatele meu și în față, fulger. Cred că o să vină furtuna la noapte. Trebuie să avem grijă. Deci a fost o scânte. Salutare, pescari! Am terminat și concursul de la Dori Pesco. Așadar, am terminat maratonul de pescuit pe care l-am început acum 10 zile. Asta fiind a 10-a zi de pescuit. În clasamentul final suntem pe locul 1 general. Ne bucurăm pentru acest premiu. Am muncit mult
eforturile ne-au fost răsplătite. Mergem la premieri, suntem bucuroși că luăm cupe și medalii. V-am pupat, toate cele bune! Standul 19 cu un pește de 19,65. Domnul Bubu Viorel cu locul 6, sector A, gruparea de jandarmi mobilă Brașov. Domnul... Bravo, felicitări! Pe cuvântul meu, vreau că ne mai întâlnim. 59,02, medie de 11,80. Petreia Horea și domnul Sas Mariu. Locul 3, sector C, MG Special Carp. Mulțumesc și domnule Radu Teran, Mircea, mă scuzați pentru sponsorizare. Sector D, veteranii Carp Timp. Doamne ajută! Haideți, fratele! Locul 1, campionii acestei competiții, sector E, Felix Dragomir, 73,09, 14,42 media. Felicitări campionilor! Locul 1,
au premiul la podium, au și un corp. Este în față. Aici geanta și ce mai aflat aici este pentru locul 2. Felicitări! Felicitări! Locurile 4. Bravo!